Putem începe? Putem începe, da? Bună ziua, domnilor consilieri! Astăzi, pe ordinea de zi, avem convocarea Consiliului Local al Comunei Clejea în ședință ordinară pentru data de 31.01.2020, ora 9.30, la sala de ședință a Primăriei Comunei Clejea Bacău, situat la adresa Starea Unirii, numărul 214, la ordinea de zi, prevăzută în anexă, parte integrantă, prezentă la dispoziție. Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate... Da, să-l citesc în continuare, da. Trebuia să merge. Astăzi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Clejea, județul Bacău, din data de 23 decembrie 2019. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 a bugetului local în suma de 986.261 de lei din excedentul anilor precedenți. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare și denumirile unităților de învățământ preuniversitare pe raza Comunei Clejea, județul Bacău, pentru anul 2020-2021. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafața totală de 8.483 de metri pătrați situate în incinta școlii numărul 1 Clejea. Având în vedere urgenta necesitatea, legalitatea și oportunitatea unor proiecte care nu pot fi amânate pentru ședința următoare, propun aprobarea suplimentării ordinii de zi din dispoziția numărul 13 din 23.01.2020 cu următoarele proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind ducerea la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 35 din 08.08.2017 a Camerei de Conturi Bacău. Proiect de hotărâre inițiat de Ișto Petru. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor operatorului SECE Ecosud S.A. și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 pe 10.087 din 16.04.2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție, reabilitare și modernizare grădinița numărul 2 Clejea, Comuna Clejea, județul Bacău și a cofinanțării de la bugetul local. Proiect de hotărâre, proiect inițiat de domnul Șopet. Propun adoptarea de urgență a hotărârilor anexelor aferente menționate mai sus în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local din 31.01.2020. Prezentul anunț a fost publicat la sediul și instituției și a fost transmis pe publicare pe site-ul Primăriei Clejea, județul Bacău, astăzi 30.01.2020. Bun, cine este pentru ordinea de zi și includem și suplimentarea, să nu mai votăm o dată. Da? Cine este pentru? Așa, trecem la primul subiect de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Județul Bacău, Consiliul Local Clejea Județul Bacău, din data de 23 decembrie 2019. Cine este pentru? Sau dacă sunt obiecții? Punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 a bugetului local în sumă de 986.961 de lei din excedentul anilor precedenți. Discuții, dacă sunt întrebări. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Așa, punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pe anul 2019
și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Discuții, dacă sunt întrebări, dacă nu, cine este pentru? Așa, punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare și denumirile unităților de învățământ preuniversitare pe raza Comunei Cleja, județul Bacău, pe anul școlar 2020-2021. Aici aș întreba eu ce se schimbă. Nu s-a schimbat nimic, numai că, știți, precum știți, în fiecare an trebuie să aprobăm rețeaua școlară. Au rămas aceleași școli, nu s-a desfințat nimic, nici nu s-a mai adăugat nimic. Și denumirile noastre? Denumirile noastre, așa că, da. Punctul numărul 5. Cine este pentru? Obiecții, nu? Trecem la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alipirea două terenuri aparținând domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău, situate în incinta școlii numărul 1 Cleja, județul Bacău. Dacă aici pot să dau... ca să vă explic despre ce este vorba. Știți că noi am vrut să construim terenul ăsta, am căutat să facem acest teren de sport multifuncțional și îl poziționasem într-un anumit perimetru. Acum am depus documentele pentru ca să facem o sală de sport. O să venim și cu proiect de hotărâre. Acum am dat pentru expertizare și proiect de hotărâre ca să dărâmăm WC-ul ăsta, grupurile sanitare care sunt în curte, pentru că aproape grupurile sanitare sunt gata, astea care sunt aparțin de școală. Și atunci o să mutăm un pic terenul de sport la real, vrem să dărâmăm și magazia aia de, care e cu lemne acolo sau ce o fost în partea aceea acolo, și dărâmăm inclusiv clădirea cu atelierul care a fost construit, nu știu cum a fost construit, de cine a fost, de cum s-a putut la ziua respectivă, în data respectivă. Și nu, ele sunt fără fundații, fără... Și o să căutăm ca să facem o sală de sport acolo. Și atunci împingem puțin terenul ăsta de sport multifuncțional care vrem să-l facem spre școală. Și atunci noi dezlipisem un pic, mutasem un pic clădirea la vale, dar acum propus acolo în groapă. Deci terenul ăla de sport care este la vale, ăsta este pe AFIR, pe fonduri europene. Va fi tot pentru tinerii care vor să joace fotbal în comună. Aici o să fie terenul școlii. Știți că totdeauna sunt probleme și directoarea face în fiecare dată când vin tinerii din sat duminica și joacă fotbal. Totdeauna sunt probleme, că au venit, că au făcut, că e disciplinați, că fac, că trec. Și atunci vom face un teren de sport aici pentru cei care sunt tineri, care nu sunt elevi, iar aici terenul ăsta multifuncțional care facem în curtea școlii va fi teren al copiilor, ca să spun. Deci, a școlii. Adică folosim pe timpul programului școlar. Da. Numai pe timpul programului școlar, iar aici va fi, și așa banii ăștia sunt bani europeni, ca să înțelegeți. Și atunci, oricum, dacă făceam numai terenul ăsta de sport, copiii n-aveau cum să vină orele de sport să le desfășoare acolo, știți? Și din cauza asta, facem și teren de sport și facem și o sală de sport. Cine este pentru acest proiect? Bun, trecem la suplimentări. Punctul 1. Proiect de hotărâri privind ducerea la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 3508-08-08-2017 a Camerei de Conturi Bacău. La ultima verificare a Curții de Conturi, când am avut controlul, ei ne-au dispus niște măsuri. A venit curte, ne-a verificat, n-au fost toate duse la îndeplinire, ni s-au trasat încă o dată, ni s-a spus ce avem de făcut și s-a stabilit încă o dată de a duce măsurile la îndeplinire. Trebuie să vă prezentăm și dumneavoastră, aveți la, să vedeți cam ce s-au găsit, ce probleme sunt. Noi, după această aprobare în ședința aceasta, căutăm
să ducem la îndeplinire, să impunem măsuri pentru cei care, pentru angajații noștri, pentru noi împreună și să aducem la îndeplinire toate măsurile. Deci, practic, asta este, vă prezentăm și după care începem să ducem la îndeplinire măsurile luate de ei. Mai concret un pic? Mai concret, la pagina 16, dacă îmi dați voie, pot eu prezenta? Da. La pagina 16 din raportul care a fost pus la dispoziție din decizie, ne face o sinteză și spune măsuri care au fost duse la îndeplinire în totalitate și măsuri care au fost duse la îndeplinire parțial. De fapt, noi aici, unde spun ei că le-am dus la îndeplinire parțial, aici trebuie să lucrăm. Și se referă la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern. La momentul acesta se implementează SCIM-ul la noi în instituție sau se fac proceduri, se fac fișele de post, se reactualizează. S-a constituit comisia de implementare a sistemului managerial. Zic eu că suntem pe drumul cel bun. Referitor la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare. Mi s-a impus remedierea unor înregistrări contabile, mai avem un pic de lucru, se vor finaliza. Inventarierea patrimoniului public și privat, s-a desfășurat inventarierea patrimoniului privat și public. Acum suntem la faza de evaluare a acestui inventar și se rezolvă și această problemă. Termenul stabilit, ei ne-au dat o decizie de prelungire până la 30.05.2020. Împreună cu toți salariații primăriei, se spus că să fac eforturi, se lucrează ca să putem duce la îndeplinire tot ce a spus curtea, că nu am făcut. Și noi ce trebuie să aprobăm acum? Luarea la cunoștință. Însușirea acestui. Așa, noi orice act venit de o autoritate de control, prin care se impun niște măsuri, avem obligația prevăzută de lege să o prezentăm în Consiliul Local, ca să o știți și dumneavoastră, să vă însușiți și în același timp să ne puteți întreba oricând ce am făcut pentru a duce la îndeplinire. Și am investigat și Consiliul Local sau numai? Consiliul Local este autoritatea deliberativă care ne controlează. Dar nu avem măsuri care să spună Consiliul Local a greșit sau Consiliul Local nu a făcut. Nu. Cine este pentru? Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE ECO Sud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 din 16.04.2018. Aici s-a discutat mai înainte. Alte întrebări, dacă mai sunt acum? Dacă nu se scumpește, efectiv, la ce te-ți? Nu se scumpește, problema sau între tarifele care sunt. La... Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 3 de pe suplimentare, proiect de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare grădinița numărul 2 Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău și a cofinanțării de la bugetul local. Da, aici aș vrea tot doamna administrator public să ne prezinte, știe foarte bine, știu și eu, dar cred că ea a purtat toată discuțiile. În 2017 s-a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării privind finanțarea acestui obiectiv de investiții, modernizare și reabilitare grădinița numărul 2 Cleja. S-a organizat achiziția serviciilor de proiectare, s-a proiectat, a venit prima dată domnul proiectant și ne-a prezentat faptul că el nu se încadrează în preț. Într-adevăr, prețurile care s-au folosit atunci la elaborarea studiului de fezabilitate au fost cumva prețuri impuse de un standard de cost care era foarte mic.
Din 2017 până acum au evoluat prețurile. Noi nu am acceptat soluția proiectantului când a venit și a spus, domnule, nu se poate face decât dacă se adiționează undeva până la 7 miliarde. Deci din 494, el spunea că 7 miliarde. A depus documentația, am întors documentația înapoi, am trimis banii înapoi la minister, pentru că ministerul ne decontase, ne trimisese bani pentru factura de proiectare. Am trimis banii înapoi la data de 31.12.2018 și am reluat din nou lucrările de proiectare, umblând, mergând la expertul tehnic, care a impus niște soluții tehnice, montarea de stâlpișori la fiecare intersecție sau a impus cămășuiară și interioară și exterioară. Am adus un alt expert, a evaluat clădirea și s-a constatat că nu este nevoie de acei stâlpișori care costau foarte mult, nu este nevoie de cămășuiară și interioară și exterioară. Și s-a armonizat cumva acest proiect, iar acum am ajuns la o altă sumă care impune Consiliul Local să mai contribuie, în afară de cei 47.000 care erau prevăzuți inițial, cu încă 70.000, 80.000, ceva de genul acesta. Asta înseamnă că cofinanțarea Consiliului Local crește undeva cu 70.000 față de inițial. Ce se întâmplă? A venit, sigur, eu am tot ținut, băi, nu dăm niciun ban, nu găsești pe nimeni să-ți construiască, să-ți facă cu prețurile de acum 2 ani. Prețurile au crescut, zic, domne, cărămida e dublă, fierul nu știu ce. Atunci rămâne, ori să facem, ori să nu facem. Dacă nu facem, pierdem finanțarea de 5, pierdem 5 miliarde. De la Medera. Nu fac, nimeni nu-ți face. Oamenii își fac calcule, domne, poți să faci sau nu poți să faci. Acum problema este că noi trebuie să dăm încă 70.000, practic partea noastră de finanțare a fost și cofinanțare, a fost foarte mic, a fost 40.000. Acum ar fi 70.000, eu am tras de ei să fie mai jos, dar mai jos de atât nu se poate. Ne-au prezentat prețurile și... Exact, prețurile, avem prețurile, cât au fost venit în ofertă, cât e prețul acum. Adică noi căutăm și pentru ca să fim acoperiți în cazul în care avem curte de conturi, avem verificări, paraverificări și imediat. Și în afară de asta eu sunt, că știu că apar sesizările, mă duc la poliție și dau cu semnatul, dar eu sunt pregătit oricând cu aceste hârtii pe care le facem. Și deci fii sigur că dacă aprobăm această sumă, ea este acoperitoare. Și acoperită. Deci nu, eu nu mă feresc și nu mi-este frică ca să vin în fața dumneavoastră și să vă cer ca să aprobăm aceste sume. Și a intervenit modificarea și la taxele ISC. În devizul general inițial a fost prevăzute taxe ISC care nu mi-ajungeau, nu ajung la valoarea investiției. Acum s-au mărit un pic, deci am reactualizat și taxele ISC. Am găsit, să știți că un domn diriginte de șantier face dirigenția cu 3.100 de lei. Cine adică întocmește carte tehnică, întocmește... Dar, de fapt, ce vreți acolo la grădiniță? Este reactualizarea valoarei. Păi, deci ce a fost grădinița asta? Grădinița asta a fost făcută de profesorul Florea. Știți foarte bine. Și s-a făcut ca o casă de la țară. Fără fundații, pentru că aici e problema. Casa de afară se vede frumoasă. Dar tu când vrei să o reabilitezi, trebuie să faci o expertiză tehnică. Expertiza spune exact ce ai de făcut. Ai găsit-o... De afară o vezi și faci o evaluare, zici te costă atât, dar când intri în profunzimea lucrurilor, vezi că fundație n-are, trebuie să faci sub fundație. Trebuie să baci fier, trebuie să faci o cămășuială externă toată clădirea, adică să faci plasă de ce treci, fier, beton, faci solidare. După aceea, ea este foarte joasă, exact ca v-am spus. În momentul când vin ăștia de la ISU, când vin toate, când e o instituție, ea trebuie să fie... la o anumită înălțime. Și atunci, practic aproape cum s-ar face din nou această clădire, că e mai scumpă decât dacă ai face nou. Pentru că, asta spun, după aceea, trebuie să corespundă din punct de vedere ISU, să faci tot felul de senzori și scenariu pentru foc. După aceea, ai WC-uri. Acum nu mai poți să faci o singură cabină în care intră tot ce trebuie să faci și pentru copii cu dizabilități. Deci, normele s-au dus și din cauza asta clădirile acum sunt mai scumpe un pic, dar astea sunt condițiile, nu avem un control de acum, așa vom lucra la orice clădire.
se pun condiții, paracondiții, să faci urcare pentru persoane cu handicap. Deci, într-adevăr, lucrurile, dar se fac trainici. Adică nu se mai lucrează ca înainte. Ca o precizare, majorarea se mai datorează și faptului că în 2017 manopera era 11,33, în anul 2020 manopera obligatorie minimă în construcție, în sectorul de construcție, este 17.928. Este 3.000. Salariul minim e 3.000. Pe economie. Economie. N-ai cum, tu trebuie să te duci cu salariul minim pe economie. Și acum suntem în situația următoare. Deci avem un contract de finanțare care ne asigură 447.400 pentru construirea acestei grădinițe, la care eu trebuie să pun 150.000. Ați un pic consolidare sau construim din nou? Reabilitare și modernizare. Dacă eu nu pun acești 150.000, eu nu pot face. Eu pierd finanțarea. Și acum trebuie să vedem așa. Măi, punem și noi diferența ca să o facem sau nu punem? Deja da, sunt bani pentru diferență? Da, avem, bani avem, sigur. Sunt. Vreau să vă anunț, până o să venim să aprobăm situația financiară, să știți că la sfârșitul anului 2019 avem un excedent de 5.900, deci 59 de miliarde este excedentul nostru. Cel de anul trecut și cu ce s-au mai... Deci nu s-au cheltuit bani, dacă nu ai proiecte, dacă nu ai realizări, dacă nu ai situații lucrări, nu ai cum să-i dai, nu ai cum să-i cheltui. Și totdeauna am ținut, noi facem foarte mult cu cei de la 416. Facem cu mașina noastră, cu buldo nostru, cărăm balastul, ne mai înjură ăștia că luăm din Părău și nu ducem. Dar decât dacă iei și balast din Siret, într-o săptămână, într-o lună, două, tot revine la noroiul ăla. Și tot timpul drămuim banii ăștia ca să avem. Acum, am scos gazul la licitație. Bine, intrăm la suplimentare dacă vreți să discutăm și despre ceva. Te lucrări imediat și o să vă spun ce avem de făcut. În imediat, în perioada următoare. Spuneați, domnul primar, că aveți bani. Nu e nicio problemă, să faceți. Este un lucru bun. Dar v-ați interesat câți copii s-au înscris la grădiniță pentru 2000? Eu vreau pentru să 21, 6 copii. 6 copii. Eu vreau să vă spun un lucru. Pentru că tot avem acești bani și putem să facem această construcție. Noi, ca și societate, nu vreau să murim și să nu credeți că Cleja va dispărea de pe harta întregi așa. Acum, încet, încet, ați văzut. Anglia a ieșit din Uniunea Europeană. Discutam zilele trecute cu cei care sunt plecați. Nici acolo situația nu e așa de roz. Natalitate. Nu numai natalitatea, privind problemele de acolo. Vreau să vă spun. La noi ați văzut că salariile au început să crească. De lucru este peste tot. Să știți că și mulți se gândesc că încet, încet o să vină înapoi. Eu am un italian aici pe Cleja, ca să spun. A venit din Italia și locuiește în Cleja. A venit la mine, sigur, în căutarea unui loc de muncă și am asigurat eu undeva să lucreze. Și am zis, domnule, cum de vii din Italia să lucreze aici așa? Și am zis, domnule, aici nu este stres. Afară este un stres mai mare. Dar am vorbit și cu alți cetățeni care sunt din comună de la noi, că eu țin legătura cu foarte mulți, nu-i nici acolo situația. Încet, încet vor veni. Așa că, dacă avem acești bani, avem acest proiect, să vedem noi, chiar de nu vom face grădiniță, vom găsi pentru, vedeți, sunt situații limită cu, avem familii care sunt probleme, n-ai unde să-i dai el, soțul de afară, o de afară, sau sunt probleme. Dacă avem o clădire liberă, găsim o altă utilitate, dar tot găsim ceva. Adică, dacă tot am obținut acești bani să nu dar facem... Dar acum, conform rețetelor aprobate de dumneavoastră, acolo funcționează. Deci avem grădinițe de preșcolari, deci copii care funcționează. Funcționează. Nu trebuie să spunem scris... că se închide, nu se va închide așa. Funcționează. Nu mergem pe baza că nu va fi. Noi trebuie să mergem pe baza că vom exista. Trebuie să ne încurajăm să ne mai emoții? Păi da, sigur că da, o să găsească și cine știe, ați venit, ați văzut că vin acum guvernanții, mâine, poate o să dea o lege în care promovează, vin cu măsuri, să facă copii, vin ei de acolo, eu știu. Noi cu femeile ei.
Deci, deja, eu propun să votăm și, adică propun. Avem un domn care trebuie. Uitați, avem aici, așa, deci începe după ce facem acest, venim și convingem oamenii ca să... Să fac 7. Da, grăbiți-vă. Da. Bun, dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? Înainte de a trece la diverse, vă rog să vă gândiți să propuneți un nou președinte de ședință. Cine are propuneri? Cine n-a fost să se autoproclame repede? Eu propun pe domnul Bentia. Curaj, măi, curaj. Eu am fost. Eu te-am propus. Ne așteaptă 3 luni de destul de grele, o să avem bugetul, o să avem obiectivul de investiții. Eu am propus. Președinte de ședință, în final, buget. Domn președinte care să-i plac. O și termină. Propus, tata. Asta propus. A propus. Așa că, dacă s-a propus, lăsați-l. Să nu se simtă. Altă propunere mai este? Nu mai este. Bun, trecem la vot atunci, dacă nu mai este altă propunere. Cine este pentru domnul Benchea? Tatăl, Benchea care? Francis. Da, toți. Abținut. Nu, 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 n